În acest vlog vă prezentăm o filmare trimisă de un abonat, cu montajul instalației de încălzire în camera tehnică, folosind un cazan cu ardere clasică UDI de 45 kW, un pufăr, fără serpentine, de 800 litri și un boiler termoelectric de 100 litri. Pentru realizarea lucrării, abonatul s-a inspirat din schemele de montaj postate pe acest vlog. Dar până să urmăriți acest vlog, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Astfel veți fi notificat imediat ce apare un vlog nou, iar pe noi acest lucru ne ajută să creăm în continuare conținut de calitate. Cazanul cu ardere clasică UDI este confecționat din oțel și este construit astfel încât să poată funcționa cu lemne, brichete și cărbuni. Cazanul este echipat cu două uși de acces. Ușa inferioară este folosită pentru scoaterea cenușii. De asemenea, pe ușa inferioară este montată și clapeta de tiraj pentru aerul de ardere, clapeta ce este legată la regulatorul de tiraj. Ușa superioară este folosită pentru alimentarea cu lemne a cazanului, pentru aprinderea focului și pentru curățarea căilor de fum. Pe partea superioară a cazanului avem racordul pentru regulatorul de tiraj, termometru și racordul pentru evacuarea fumului. Iar în spatele cazanului sunt racordurile pentru tur și retur, un racord pentru robinetul de golire, un racord pentru supapa de siguranță sau pentru un senzor de temperatură și un racord de un sol ce poate fi folosit pentru vasul de expansiune. Mai multe informații despre cazanul Udi găsiți în descrierea vlogului. La ieșirea din cazan pe tur s-au montat supapele de siguranță de 2,5 bari, aerisitorul automat și robinetul de separație de un sol și un sfert. În continuare, pe tur, instalația pleacă către pufăr, folosindu-se țeavă de cupru de 22 mm. Pe traseul dintre cazan și Pufăr avem o primă bifurcație către termoventilul de peretur, legătură ce este tot din țeavă de cupru de 22, legătură ce este folosită ca bypass. După bifurcația pentru bypass urmează bifurcația pentru legătura cu serpentina boilerului termoelectric. În continuare, turul cazanului intră în partea superioară a puforului prin intermediul unui robinet de un sol și un sfert. La intrarea în cazan, pe retur, avem teul către vasul de expansiune, vas ce a fost dimensionat la 80 de litri. Urmează un robinet de separație de un sol și un sfert, apoi pompa de circulație dintre cazan și pufăr de 32 pe 60, pompă ce este comandată de un controller în funcție de temperatura apei din cazan. După pompă avem termoventilul de un sol și un sfert ce deschide la 61 grade Celsius. Mai multe informații despre termoventil găsiți în descrierea vlogului. După termoventil urmează bifurcația către serpentina boilerului. Apoi conducta de retur se leagă la partea inferioară a puforului prin intermediul unui robinet de un sol și un sfert. În descrierea vlogului veți găsi mai multe pachete de montaj cu cazanudi, pufor și boiler termoelectric, pachete ce conțin schema de montaj, cât și prețul echipamentelor. Mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, astfel veți fi notificat imediat ce apare un vlog nou.